Deci, ieri dimineață la orele 6, în locuința mea de la țară, aici în Reonul Strășeni, ne-am trezit cu percheziții. Spun greșit că ne-am trezit, poate pentru că acasă era doar soțul, care la ora 6 a fost trezit de mascați cu automate și cu doi ofițeri de urmărire penală, care au venit cu o ordonanță de efectuare a perchezițiilor în bază la niște aberații, aș spune eu așa, care îl vizează pe fiul meu, student la drept, de altfel. Și deci, s-au efectuat perchezițiile, ca să vă zicem așa, în absență absolut. Deci, absolut, au fost niște percheziții absolut ilegale. Țin să menționez, îndeosebi să menționez, că perchezițiile au fost a doua zi după ce am făcut noi, am avut acțiunea de protest la judecătoria Rășcani, în susținerea grupului Petrenco, și procurorul care a dispus perchezițiile este Nicu Șendrea, care, din câte știți, este și procuror ce instrumentează dosarul grupului Petrenco. Persoanele, reprezentanții organelor de drept, nu au făcut această percheziție, consider eu și consider și avocații noștri, încălcând absolut toate normele legale și toate normele de procedură. Eu consider că chiar nu s-a încălcat drept constituțional la integritatea domiciliului. Deci, domiciliul meu a fost violat. E ca și cum ar fi fost spart. Pentru că reprezentanții organelor de drept au venit, nu i-au anunțat soțului meu drepturile, nu i-au propus să aibă un avocat prezent la percheziții, nici măcar nu a invitat un martor. Deci vă imaginați, un om într-o casă, cu mascați, cu doi anchetatori, merge din odaie în odaie ca să efectueze perchezițiile, ceilalți rămân în alte odăi. Deci eu pot să cred că peste câteva zile voi avea alte percheziții, și în casă la mine se poate găsi orice, ar dori ei să găsească. Materialele dosarului se treacă la judecătorul de instrucție. Judecătorul de instrucție le analizează și dacă consideră că într-adevăr este substanță ca în locuință să facă percheziții, atunci el eliberează acest mandat. Nu s-a făcut acest lucru, s-a venit, pur și simplu s-a intrat, deci s-a folosit copilul meu ca mecanism, ca să intre la mine în casă și ca să mă sperie că, uite, chipurile, copilul meu face parte din, deci, din grupare criminală, deci prezumția nevinovăției, nimic absolut, absolut, absolut nimic nu lucrează. În situația dată, de exemplu, dacă ei umblă cu, eu știu, bănuieli rezonabile, am și eu bănuiala rezonabilă că judecătorul de instrucție pur și simplu a refuzat să emită acest mandat, văzând că nu este legală această percheziție. Pot să vă spun sigur că feciorul doamnei Elen Ipanuș nu are în acest dosar niciun statut. Dar s-au făcut percheziții. Dar în ordonanță văd niște lucruri foarte interesante. În rezultatul măsurilor speciale de investigație efectuate, s-a stabilit că Panuș Sorin Oleg, născut anul 1993, cu viză domiciliu Strășeni, Răună Strășeni, satul Tătărești, la fel este membru al grupării criminale condus de către Murar Ion Ilie. Doamna Elena l-a contactat feciorul că se află în afara țării. E plecat o spiție la mătușa lui, da. Da. Este membru grupării criminale. Am verificat și eu prin sursele mele. Zic, nu știu, poate ceva băietul a făcut în viață și mama nu cunoaște. Nu știu eu, da. Întâmplă cu ceva. Unicul ce am găsit în toate arhivele, procuratură, direcția 5, DSO și mai departe, într-adevăr, a fost vizat într-un dosar penal, 3 ani în urmă, s-a urcat pe un stâlp să fac selfie și s-a rupt stâlpul și a chicat peste dânsul. Ia că asta e unicul dosar, unicul material operativ în care ar fi figura feciorul doamnei Elen.